Salutare fraților, noi sunteți pe canalul Darius Vlog și înainte să începem vlogul vreau să fac un scurt anunț. Eu o să vreau să-mi vând acest Xbox ca să-mi iau un PlayStation, pentru că l-am deja de aproape 2 ani și nu mai simt exact cât l-am, dar l-am de mai mult de un an. Și care este interesat de el, dacă vreți să-l cumpărăm, scrieți-mi în comentarii, iar eu o să vă scriu numărul meu de telefon ca să mă puteți suna și discutăm mai și vom discuta mai multe la telefon, dar care este interesat. Îl dau cu tot cu jocurile. Oh, mi-a căzut telefonul. Îl dau cu tot cu FIFA 17 și Need for Speed 1 la prețul de 800 de lei. Acum să începem la videoclip. Nu știu de ce tot îmi scade telefonul, sper să nu mai îmi cadă de acum încolo, pentru că este enervant. Acum nu o să mai îmi cadă. Sper. Una, trecem la video. Eu astăzi vreau să fac un unboxing la un sandwich maker cumpărat de mine. Pentru că dimineața când merg la școală, toți ne facem un sandwich și azi am un sandwich maker pentru că face sandwich-uri foarte bune. Hai să facem un unboxing. Este de la firma King. Are 4 ani de garanție și haideți să-l deschidem. În cutie nu mai avem nimic, este absolut goală. Mai avem o bucată de carton, atât. Am să-i scot aceste polistiren, bucăți de polistiren. Aici avem, cred că un manual de instrucțiuni de care nu cred că am nevoie. Aici e un manual tot de instrucțiuni. Punem aici și haideți să trecem la... Aici e un cap, îl băgăm în priză. Nu știu ce bine am pus chestia asta de băga. Hai, stați-vă. Ar fi blocat atât de tare. Sper că nu l-am rupt. Ei, nu l-am rupt. Da, e bine că nu l-am rupt. Arată foarte interesant, adică, stați-vă. Și are o blocatoare și ca să nu-l poți deschide, dar dacă îl deschidem, el înăuntru arată așa. Cu dungi care, nu, arată sandwich-ul. Asta o să se încălzească și noi presăm așa, ca să facă îl și încălzește și își face un model pe el. Și o să-l fac mai bun, mai delicios, pentru că eu ador sandwich-urile. Cele care sunt bune, bineînțeles. Am să-i desfac, ba nu, am să-i desfac cablul. El arată foarte bine, are un design foarte frumos. Aici cu aluminiu vedem că scrie King pe el. Foarte frumos. A costat 64 de lei. Sper să mă înșel. Ba nu, atât a costat, da. Și pentru prețul ăsta e foarte bun. Adică îmi place foarte bine. Îmi place foarte mult. E frumos. Cred că cu ăsta o să-mi fac sandwich-uri toată ziua. Și mai spun încă o dată, să trecem de el, pentru că a fost un unboxing mai scurt, pentru că nu știu, nu sunt așa specializat în sandwich maker-uri, așa că n-am vorbit prea multe, așa, beculețele astea două nu știu ce indică, pentru că nu, v-am zis, nu prea știu foarte multe despre sandwich maker, dacă aveți unul la fel și știți ce indică aceste două beculețuri, îmi puteți spune și mie, vă rog. În spate e rupt. Nu, nu e rupt, așa arată el. Când le deschidem, va veni așa. Am înțeles, nu e rupt. Așa arată. Perfect. O să-l pun deoparte. Și o să mai spun să nu uitați. Consola arată foarte bine. Chiar dacă o am de destul de mult timp, arată chiar foarte bine. Nu e uzată, nu e zgâriată. Am să pun, cred că, poze cu ea și pe OLX când o să am timp. Arată foarte bine consola și eu vă zic că arată foarte bine, adică nu e prea uzată, adică nu m-am prea jucat foarte mult pe ea, pentru că nu prea am avut timp, nu m-am prea mai permis școala, că stau la program pe lungi și când vin de la ora 4 acasă mă mai joc și nu prea pot să mă joc pe ea. Și consola este puțin murdară, dar o să o curăț. Merge totul bine, nu este uzat, puteți vedea niciun buton la ea. O să fac, cred că, un video special în care o să vă spun mai multe despre el. Până atunci, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-l cumpărați. Eu o să vă dau numărul și când aveți timp puteți să mă sunați să vorbim mai în detaliat despre el. Are 500 de GB,
are 500 de giga, nu l-am găsit de un tera și trebuie să instalați pentru că are și jocul Rocket League, pentru că l-am luat cu el. Bun, hai să nu mai lungim povestea și cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Vă mulțumesc că am ajuns la această sumă de 131 de abonați. Haideți să batem cât mai repede 1000 de abonați, dar până atunci hai să facem 200 de abonați, dacă... Hai să facem 200 de abonați, vă rog. Să ajungem să facem 200 de abonați. Eu am fost Daru și până data viitoare, numai bine.